strada Bălț. Mai la vale de birou de Pașapoarte. Am semnalat de mult că e șantier obscur, blocat toată strada. Abia acum am instalat panoul ăsta informativ, după ce am sesizat autoritățile de stat. Starea circulației rutiere de martie 19. Cică. Au și autorizație de construire. Și în jumătate de an trebuie să termine deja construcția, bloc locativ. Dar nu scrie și fel de bloc, câte nivele. Pentru că așa se întâmplă la noi, nu? Pentru că cel mai probabil se încalcă legea. Și complice la asta autoritățile de stat, care ar fi trebuit să oprească imediat și să dea dispoziții de demolare, dacă se constatau ilegalități mari. Cel mai probabil s-o cotiza, s-o corupt în cazul ăsta. Și poftim în ce condiții circulă pietonii pe strada Bălț, la vale și la deal. Până acum era afișat doar șantier, doar informația asta despre autorizația de desființare. Muncitori neprotejați, atârnă greutatea aceea deasupra muncitorilor și probabil și deasupra pietonilor, oricând poate să cadă și să rupă. Вот так вот, так, с тебя 20 минут, чтобы...